În această săptămână, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung găzduiește o expoziție de cărți și fotografii care aduc în prim-plan pe una dintre personalitățile marcante ale acestei zone, inginerul Matei Drăghiceanu. În această lună s-au împlinit 178 de ani de la nașterea acestuia, iar Câmpulungeni se pot mândri cu una dintre cele mai frumoase clădiri pe care orașul le deține, Vila Drăghiceanu, care adăpostește Spitalul de Pneumoftiziologie. Tot de la Matei Drăghiceanu a rămas și parcul care înconjoară această vilă și care, acum, se află într-o stare avansată de degradare. Matei Drăghiceanu a fost academician, inginer, dar și renumit geolog și a fondat Societatea de Geografie din România. Expoziția de publicații este dedicată în această săptămână. uneia dintre, personalit uneia dintre personalitățile marcante ale orașului este vorba despre geologul Matei Drăghiceanu, Inginer, membru de onoare Academiei Române. Acesta s-a născut la Târgoviște pe 15 mai 1844 și s-a stabilit la Câmpul Lung din anul 1886. Este o personalitate marcantă a ingineriei de mine, un cunoscut geolog, cartograf și seismolog român. Cea mai cunoscută lucrare a sa, Elementele de Cosmografie în uzul școlilor secundare din 1886, a fost remarcată în Societatea de Geografie din România este cel care s-a ocupat de reorganizarea carierei de piatră de la Albești și de reorganizarea sistemului de minerit din, din, țara noastră, din România. A construit o impunătoare viră pe versantul vestic al gruiului cu meșteri italieni, este, el este cel care a conceput proiectul și a supravegheat lucrările încheiate în anul 1902. Uh, locația din prezent este Spitalul de Neumoftiziologie din Câmpulung, una dintre cele mai frumoase vile concepute la în începutul secolului al XX-lea. Matei Drăghiceanu rămâne una dintre personalitățile marcante ale geologiei, dar și ale românei, dar și ale culturii mușcelene. Matei Drăghiceanu rămâne un reper în istoria Câmpulungului, o personalitate de care se leagă aproape un secol de istorie și cultură națională.